Vrei să-ți cumperi un joc, dar nu vrei să cheltui toată alocația? Intră acum pe eneba.com pentru cele mai ieftine jocuri și folosește codul sălbaticul pentru 3% reducere. Hai să luăm prietenii mei și bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon alături de prietenii mei care momentan, bine, nu suntem pe joc pentru că astăzi băieții o să dăm pre-order la Forza Horizon 5. Amice, mai spune o dată la băieții ăștia, când apare domnule Forza Horizon 5? Forza Horizon? Forza Horizon, amice. Păi nu știu, prin octombrie sau noiembrie parcă. Mamă, mai e o grămadă de timp, băieți. Dar astăzi o să o cumpărăm, o să-i dăm pre-order, nu știu dacă e mai scumpă sau mai ieftină, nu știu dacă, abar n-am, dacă ne oferă ceva special, dar noi o să o cumpărăm ca să o avem primii, poate ne lasă un pic mai devreme să o jucăm, cine știe, domnule. O să-i dăm aici Forza Horizon 5, să da, așa zic și eu. Măcar 3-4 zile exact, mai devreme. Exact, să dacă îi dai pre-order. Premium Edition, adică cea mai scumpă, după cum ne-ați observat, că nu ne mai, ce făcui amici? Dădu-i înapoi de tot. Nu ne mai zgârcim ca data trecută ca să avem acces la absolut toate mașinile. Și bine, ori o să mai apară DLC-ul și așa mai departe, filmează? Dar ălea, da, mă. Da. Păi eu nu terminai. Păi homă, că nu intrai pe Forza, băi, amice, fă-l să tacă. Amice, așa, să nu te apuci să-i zici în numele lui Elena, fata aia cu care ești afară aseară. Ah, ok. Da, nu te apuca. Iar greșit și amice, iar greșit și intro-ul, mai facem o dată, amice? Nu, amice, atunci nu greșit intro-ul, nebunule, nu, îmi dă două encoding overloaded. Bă, așa, la mine, 502, la mine... bă, să știi că nu e ieftin așa Forza asta, amice, e 100 de euro. Păi 502, că e mai scumpă, e vreo 600 parcă. Nu, amice, 502 de lei? Așa, de euro? Euro. Ia seama că mi-o... Bine că eu mă cumpăr în alte episode. Așa, o să pun pauza aici ca să-mi bag și eu datele și revenim. Așa, după cum puteți observa, s-a terminat tranzacția și for your compatible, nu știu ce, Forza... Bă, amice, dar te lasă să o instalezi deja, ești nebună. Pe o bune? Să o băgăm, da. Uite, o să o punem să se downloadeze în G, pentru că aici am cel mai mult spațiu cam disponibil. Ia uite, amici, you pre-order this game, install. Păi te pusai, mă, deja ești dobitoc. A, gata, pending. Asta este, acum o să intrăm imediat pe Forza, totul este pregătit. Gata, amice, ea merge doar cu Ford-ul 3 luni? Ia uitați-vă, nu, amice, nu, niciodată. Deci available în November 5, deci este, nu este în decembrie, este în noiembrie. Da, ia standard edition, cât te lasă să-i dai play? Ia chiar, bravo. Standard, păi da, amice, dar tot pre-order e, chiar dacă e standard. Ia, păi ia, vezi, ia. Ia, ia să vedem, care dreptate amicu așa. A, păi amice, acum nu mai arată, amice. Dar de ce? Ia, ia, uită-te tu, că mie nu-mi arată. Nu știu de amice, ce. Amice, păi ce mai faci episod? Că a făcut și într-o 100 de oră. Nu, e adevărat, amice, am maxim 3 minute. Amice, premium add-zone bundle ăsta e tot de pe 5, nu știu. Dar oricum, tot pre-order e, amice. Eu știu ce să zic. Practic. Nu știu. Standard, deluxe. Ia. Opa! Când să-și amice? 5. Pe 9 te lasă la da, standard. Da, da, la standard pe 9 noiembrie. Aaa, 4 zile, amice! Fai de mine, bă. Păi le furăm 100 pâinea. De unde? Că ne-o furei. Bă, băieții, deci da, aparent este un beneficiu în zile. La noi o să vedeți prima dată Forza și la cei care o mai cumpără pre-order și premium normal. Oricum! Dar oricum! Se știe de la aia la care v-a făcut Forza să vă dezabonați, că ea n-au idei. Da, da, nu, ea nu au idei bune, da. Știi de la sălbaticul, doar la Bercica să vă abonați. A, nu, nu, la Bercica nu. Revenim cu episodul. Salutare din nou, am revenit pe Forza Horizon alături de prietenii mei. Suntem aici cu volanul nostru frumos, cu microfonul nostru frumos și cu prietenii noștri nu prea frumoși. Astăzi, după cum ați văzut, am cumpărat Forza și o să facem un challenge nebun. Vă rog să vă duceți la festival, sigur că da. Și, de pe tine, da? Cum te cheamă? Ion Căprioară. A, atunci îți iei cu I. Ce? Da. Păi dacă faci de ăștia cu mine, vezi? Vreți să am mașină cu I? Nu. Dați iar pe country și fiecare cu prenumele păi său. Păi și pe mine, nu mă întrebă cum mă cheamă. Amice, cum te cheamă? Freșparu. Prost eu, mă. Prost eu, frate, că încerc să fac un clip. Dați, deci cu... Pe ce dăm la filtre la asta? Dați pe country și cu prenumele vostru, Bercic are două, are voie să-și ia de la oricare din ele. De la țara, de la I? Da, de la țara respectivă puteți să vă luați a, păi de la B, mașină. Ok, bă, ia să vedem ce are amicul la B acolo. Austria, a, stai bă, nu marca! A, nu! Nu, amice, nu. Îmi iau de la I. Păi, bă, dar B nici nu există. Nu există B, da. Amici, austrieci, okay. Australieni au mașini mâncate. Austria? Ba, las-o, las-o, băieții! Oho. Băieții, da, de când morții măsii paganii, e făcută în Italia.
Bă, să știi că mi-au mai zis și niște băieți că nu știu ce, nu era americană, că era japoneză. Bă, amice, noi le luăm cum arată, nu știu, ori știi ceva, taci, amice. Mai taci, mă, dă-te în... că iar te înjur. Ăsta iar a început să vorbească o rupișa mașină. L-ai văzut? Da. Păi în episoadele voastre să vă știți să mai... Păi văd. Haideți să mergem la... Bine, că la tine oricum se înghesiau, păi era coada de sponsor, eu n-am văzut așa. Bă, dar care e chestia? Eu cu E nu prea am. Ce schimbăm? O să iau cu S de la sălbaticul nu. Sebi, amice. Ba da, amice, păi ce? Pe tine se cheamă Sebi, mă, de la S, ce ești de bun? Da, Sebi mă cheamă, băieți. Suedia Volvo. Uuuu, da, bă, dar n-am cum să-mi iau așa ceva. Nu pot să iau Kionic, Seg. Au. Păi stai puțin, că nu e suedeză. E, păi dacă așa zice. De ce? De care, amice? Norvegiană? Eu așa credeam. Wow, bravo, amice. Păi nu, pe asta nu am. Geografie tot pe acolo vine. Da. Bă, să știi că sunt vecinate. Băi, ce schimbăm la ele? Că eu mă sătruiesc să stau să las cu pe Almicu. Schimbați, frate, ce vreți? Pe Almicu? Dar mai puțin motorul. Să mi-l mănânci pe Almicu, bă. O iau pe asta, că asta nu e chiar pe Almicu. Bă, pe Almicu chiar, că bravo, amice, bravo, da. A, păi dar nu, că nu pot să-i schimb motorul. Almicu, da. Ce e prea bună. Amice! Bă, ce iau atunci, mă? Bă, tu auzi, mă, ce scoas Almicu? Despre el că e Almicu. Cine? Almicu! Păi ce? De tine e vorba, mă, prostule! Păi da, de amuzant, Almicu! Almicu și Almicu! Deci, amice... Ia, vezi cum o pui și pe astea, pe tricouri, că ai inventat-o tu. Almicu, no, Almicu, gata! No, asta tot zisești, dar eu am consacrat-o. Ai, atenție, băi, deci, lecturicul e Almicu și sălbaticul e Almicu. Păi, amice, era vorba mare despre panar. Tine, mă. Sunt panorama mare, nu, voi este... Bă, păi, dar eu am numai mașini de 999 sau de, vai deci de mama lor. Deci o fac 4x4. Asta e o modific și 999 și mă piși pe tine. Păi și tu electricule ai tu de 999? Ce stai seama, 950. Ce ai mă tu, obretură ce ești, că te cheamă Andrei. Hai mă, cu iau pe asta, că nu cred că e atât de bună. Austria și Australia. Ai și auzit tu de Austria în viața ta, ai și condus vreo 3. Băieții, haide să nu mai e. Aaa, nu e marca. Eu cred că e cam Austria, mă, ce mașină e asta? A auzit el! Ce mașini se fac în Austria? Nu știu, sunt două. Bă, nu prea multe, să știi, erau două, da. Că mă uit aici și eu să văd așa cam ce aveți. Mă, amice, dar Freșparul, unde se fac? Nu știu, amice. Amice, sălbaticul e handicapat, Almicul ăsta. Almicul e handicapat rău. Da. Amice, dar ce se zice domnule Almicu? Că o să scot eu tricouri cu Almicu de aia. Ești prost, te bat. Ce să scos? Fii atent, mă duc și te dau un judecată pe baza clipului ăsta. Da, are dreptate, amice. Păi și eu zic că dacă nu eram eu. Ce? Dacă nu erai tu, ai vreo dovadă? Da. Care arată-ne, amice. Amice? Amice, vezi că tu trebuie să cam faci cu frate-tul ăla care te-a vândut pe două Eugenii sau cum? Cu frate-tul ăla... Amice, erau Eugenii din alea mai puternice, dar ai și tu unde? De vedere. Că nici de alea de la Croco nu erau. Hai băieți, sunteți gata? Am vândut eu pe ăsta pe două Eugenii, da. Dacă am vândut. Eu sunt gata, mă duc să văd cât prind la... Asta e rog, că mă așper, că nu-mi scos schimbătorul. Păi și-o scot. Păi ia-te-l în pui mei. Păi nu, că la mașină șmecheră acum. Păi și la fel. Și ce bă? A, deci mașini șmechere, nu puteți să stăpâniți cu schimbătorul, aaa! Nu bă, nu, dar... Păi dacă e realitate, nu are, lasă-mă că... Tu ai Kionic Seg și... N-am, nu luai Kionic Seg, că nu vreau să iei așa tryhard-ul. La ce-ți lași? În Spania GTA. Ce? Spania GTA. Bă, alo! Bă, prostul! Ne? Ia stai tu puțin. Tu ce prenume ai? Sebi? În afară de prostul. Bă, este Eusebiu. Bă, tu de ce zoași? Tu de ce zoași Pagani? Păi dacă mi-ar arăta că Italia. Da. Amice, du-te și fă-i cursa, te rog eu frumos. La E nu exista nimic, ești prost. Luai de la S. Nu mă interesează, nu e problema mea. Păi cum adică nu e problema ta dacă n-am vrut să iei alta? Nu mai particip, e încăcat. Aaa, deci merg pe jos. Hai, amice, du-te și fă-i cursa și nu mă mai enerva. Nu fac nicio cursă. Amice, sălbaticul, uite, na, e prenumele meu de la canal. Hai. Bine, dar tu stai 3 secunde la stat. Da, amice, bine. Și golosul, da? Ok. Bine, amice, da. Ai păcat, de ce te plângi? E handicapat. Amice! Când îl cheamă pe el Sebi? Dar cum îl strigă lumea? Sălbaticul mă strigă lumea, vezi? Cine îl strigă, mă, Eusebiu? Cine îl strigă, mă? A, bravo, mă. Scuză. Am auzit eu. Păi da, de când se enervează, îl strigă Eusebiu. Sau Sebastian. Nu prea, nu-mi zice mama Sebi.
Eusebiu, da, mai Eusebiu, bă, bă, băi, prostule, ia vină cu aia. Băi, 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 băi. Hai, bă, hai, intrați. Decât ca măta amice, dă mamă și mie 2 milioane. Cum îmi zic prietenii? Mamă, ce nevastă bună ai. Păi nu, că e o revistă, nu e nevastă mea. Nu, nu, păi așa zic ei mie. Mamă, ce nevastă bună ai. Da, o știu. Joining event, băieții. Nu, nu, că e revista. Nu, dar eu tot nu sunt de acord. Să mă împiși pe tine, să dau mâine. Bă, da, ce, bă, da, cine vrește așa? Astăzi, nu? Amicu e handicapat. Bă, de ce mă jur? Bă, că în episodul lui nu vorbeați. Da. Amice! Mă, m-am dat 2 în cont din overload. Bă, faci odată! Că zic că e manual, asta ești prost. Bă, bă. Mamă, ce căcat de mașină e urâtă? Bă, îmi plăcea mai mult când mânca. A, vrei să mănânc? Păi nu. Da, amice, ia și mănânc-o pe asta, iete! Amice? Calmează-te un pic. Hai să... Inspira, amice, acum. Bă, când tacă, de ce tac? Când vorbesc, amice, de ce vorbesc? Inspira, dar nu prea adânc, că pe mine mă lua rău. Bă, uitai de linii, băieții, iertați-mă. Și tu, Lecturic? Nu, nu, tu le scosai. Tu le scosai și mamă, uitai. Mamă, ce le dau fum să mă piși pe ei, să le dau sus. Iertați-mă, băieții, am uitat de linii. Da, sincer, mă crezi că acum parcă mai rău mă încurcă? Da, 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 și pe mine. Pe bune, da. Că mă... Da, 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 da. Bă, dar nu bă, asta e doar 6 trepte. Amici, ce ai făcut, bercică, te luai pe curbă, aoleu. Bă, ce bine cu parapeții ăștia, am dat de curbele, mâncava și. Bine că-s parapeții ăștia, că dacă nu... Bă, nu, că vă crea, dar pe la 240, așa nu pe la 300. Bă, tu prinsoși 300 pe aici, nu? Da, 270 luai. Calo? Bă, da, știi ce mă nervează pe la Pagani asta? Ce are... Își ia foarte rapid top speed-ul. Oricum, făcut eu 4-4 și de-aia. Păi de-asta, dar oricum, dacă nu era 4-4, era proastă pe handling. Nu era, nu, mi se pare oricum proastă pe handling. E bună no, pe e, handling. Nu, e, nu mi se pare. Pagani, nu, e bună pe handling. Păi bă, nu e bună pe curbe din ăștia super înguste. Păi asta zic, asta, așa păi da, da, așa da, da, pe la viteză, da, pe bine, da, e chestia că viteză. Niciun supercar nu e bun pe cu da, cum pe nu? Curbe foarte strânse. Amice, nu vorbim de formule. Nu, dar era ăla, la murghi, cum se chema. Mă refer în realitate, amice, nu... Mamă, top speed mâncava, aș 308. Cât bă? Ești prost? Bă, amice, ce-ai făcut, bă, bă? Bă, nu pot să ajung. Iau mai mult. Amice, am avea mai mult top speed, nu știu ce căcat ai făcut și îți bătut joc de mașină. Nu-i făcui nimica. Amice, n-avea 308. Păi nu poți să-i schimbi pe da motorul măcar. Vreo 340. Nu-i pusăși turbină, nu-i pusăși ceva, ce ai? Îi pusăi tot ce... Amice. Păi ce treabă are turbina cu top speed? Păi cum ce treabă are? Îi dă speed. Păi nu că... Păi da mă nebunule, dar ea nu că... Că n-ar mai lua mai mult. I-ar lua mai mult, dar nu mai lasă cutia. Păi cutia, nu, la cutie nu schimba ce înseamnă. Ceartă de cu ăsta de la Pagani pe șama și pe... Ia că-i sunt, bă, putu... Bă, ce mașină e asta, frate? Bă, pe ea un milion și ceva de euro. Nu. Din firmă. Zici că nu-i de la el. Păi nu, că de-aia, că dacă nu, ia zi, amice, nu prea merita dacă nu. Dar voi știți cine are o Huayra? Cine, amice? O personalitate mare. Ronaldo? Da. Are o Pagani Huayra. Dar știi că mi se pare că are un Bugatti la voiture noir, ceva de genul, una da, singură în lume. Păi e singurul care da, s-a construit. Da. Ca lui? Da. Da. Ce de la ce tryharder, bă. Dar voi știați că mi se pare că este. Pișea mai și pe liniile lui. Îți zise că mă încurcă liniile. Eu merg în tostit. Bă da, băieții, dar voi știați că mi se pare. Hai să vedem acum mai ajungem pe America. Câinii se guștiu sigur. Câinii se guștiu când e omologat pentru America, sigur. Nu ai voie da? Să muscui în America, da? Eu. Și mi se pare că Pagani Huayra nu e omologat în Europa. Da, 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 parcă așa nu am auzit și eu. Nu ai voie să muscui. Dar bă, de aiurea, am căcat că dai banii ăștia pe aia și o țin garaj. Bă, nu țin garaj, dar nu merge în Europa. Dar de ce oare e neomologată? Ce nu amice, avea? Nu știu ce n-are ea de nou. Eu știi ce mă gândesc are? Nopse prea mari. Zici? Că în America când nu există treaba asta cu euro. Aia da, de la Europa. Poate, da. Ei nu au norme da, bravo, chiar. În America. Că are și amic un punct de vedere. Euro de la Europa, sigur. Eu am zis că pulează prea mult și de aia. Dar tu îți dai seama că merg numai cu 308, uite și tu, zici că merg cu 50 la oră. Bă, și s-ar amice, cam te ajung, amice! Păi văd! Păi dacă n-am top speed. Da, bă, dar tot degeaba, eu degeaba am top speed, că pe handling e varză. Zice amicul de-aia că e varză pe handling. No, bă, Huayra-ul, dacă nici aia nu e bună pe handling, ce mama e? Bă,
Amicul a avut dreptate, gândise gen pe la pe la curbe foarte strâmte. Amic, adică m-aș fi așteptat să stea mai bine. Al micu. Nu surprinzător asta, de oameni, o să știi că stă bine și bine, că nu se compară cu ale voastre, puii mei. Da. Hai mă, nu mai ajung și eu pe Almicu. Asta pe frâne stă prost rău de tot, pe frâne rău de tot stă prost. Hai tată, du-te bă, du-te mă, că nu-l ajung pe Almicu. Hai tată, hai! Nu reușesc. Nu, accelerează foarte rapid. Da, accelerează rapid și acum deja... Pe aici un pic poate te mai ajung. Mă piși pe ea, bă, dar du-i în frânele, nu vreau să frâneze, bă, nu vreau. Stai că și-a mea cam intrară... Și-a mă, au de ușor iau curbele pe aici, ești nebun. Intrară dracii în ea. Până acum, și până acum zic că e cea mai proastă mașină pe Hendrick, uite cum ia curbele pe aici acum. Nu! Dă-i! Hai, tată! Hai, tată, hai! Dă, nu îl iau, nu-l iau, nu-l iau. Nu-l iau, nu-l iau, că îi prinde, are accelerație mult mai... Hai, bă, dacă nu mă băgam, îți zisei mă că mă încurcă căcaturile alea de linii. Hai, că eram obișnuit să frânez mai devreme și mă luai după linii și... Bă, m-am săturat, bă, să tot câștig așa, pe la pe bune... Bă, du-te, bă, de aici, paganiul tău, bă, mișa mașină. Deci, rușine de abonații voștri, jur. Ăla a avut mașină de 950, unul la mână și doi la mână, mă făcu eu praf acolo, că și așa te-a ajuns să-i... E impecabil. La cât? O secundă terminai bătit. Bă, amice, bă, dacă eu aveam 308, tu mergeai cu... Păi ce vrei, amice? Păi stai un pic, amice, că și accelera mult mai repede. Asta nu fug... Dacă era ăsta gol la aia, înțelegeam, dar nu fug gol la aia. Aici ai multe curbe. Corect, eu decât da, colo pe o autostradă și un pic înainte putui să-i dau. Cam asta o să fie oricum, băieții. Sper că v-a plăcut. De-abia așteptăm Forza Horizon 5 și ne vedem data viitoare. Pa!